Multă lume crede că Dacia 1100 a fost primul automobil românesc. Realitatea este însă alta. Povestea primului vehicul românesc datează din anii 40, atunci când pe porțile fabricii Malaxa din Reșița ieșea un automobil foarte interesant, de 6 locuri, extrem de fiabil pentru acele vremuri și care s-a vândut excelent. Malaxa 1C a fost un proiect integral românesc care, din păcate, a fost preluat de sovietici și dus cu tot cu fabrică la Moscova. Și roadele muncii stau trează mărturie a energiei creatoare românești, încrezătoare în viitor. Primele mașini care au circulat în România au apărut destul de devreme, iar primul vehicul înmatriculat a fost un model FN Herstal. Se întâmpla în anul 1900. Cu toate acestea, pentru mulți zeci de ani în România nu s-a produs niciun automobil, acest lucru întâmplându-se abia la finalul celui de-al doilea război mondial. În 1945, la sfârșitul războiului, cunoscutul industriaș român Nicolae Malaxa credea că economia românească își va relua boom-ul din perioada interbelică, că americanii vor veni și vor investi în țara noastră. Avea planuri mari, iar unul cel mai vechi, dar cu potențial în perspectivele creșterii economice postbelice, era construcția unui automobil românesc. Planul era unul deja cristalizat, așa că de la idee la construcția fabricii de automobile Malaxa din Reșița, dar și dezvoltarea primului automobil, aveau să treacă numai 2 ani. Proiectul primului automobil românesc era gândit de inginerii de la SAM și uzinele Malaxa din București, alături de o echipă de ingineri sub egida lui Petre Carp de la IAR Brașov. Aproape 10.000 de muncitori și 100 de ingineri își găsesc aici utilizare și posibilități de creație. În largele birouri ale pavilionului administrativ sunt elaborate și desăvârșite în cele mai mici amănunte studiile și proiectele, care apoi se transmit uzinii spre fabricație. Producția mașinii a avut loc la fabrica din Reșița, acolo unde se produseseră acele tancuri compacte sau șenilete pe timp de război. Denumit Malaxa 1C, automobilul oferea un nivel înalt de confort și putea transporta până la 6 persoane. Caroseria avea o formă aerodinamică foarte elegantă, cu portbagajul în partea din față, sub capotă, unde s-a aflat și roata de rezervă. Prinderea caroseriei pe șasiu se făcea prin tampoane de cauciuc. Malaxa 1C avea un motor cu 3 cilindri în stea, cu răcire forțată cu aer, motor capabil să dezvolte o putere totală de 30 de cai și o viteză maximă de 120 de km la oră. La fel cum făcuse Tatra cu modelele sale și Volkswagen cu Kafferul inspirat de la Tatra, soluția constructivă era una cu totul în spate, motorul formând un tot cu diferențialul și cutia de viteze. Greutatea motorului era de 80 de kg, împreună cu diferențialul și cutia de viteze, ajungându-se la o greutate totală de 150 de kg. În atelierul de arcuri, foile sunt cărite în mașini speciale și apoi verificate cu precizie. Pentru a asigura răcirea motorului între plafon și acoperiș, era lăsat un spațiu pentru canalizarea aerului necesar. Aerul era captat din față de deasupra parbrizului și era canalizat prin acoperișuri cu pereți dubli cu ajutorul unui ventilator care l-absorbea dirijând o parte peste cilindri, iar restul la carburator. Aparent, consumul de combustibil se ridica la cifra de 10 litri pentru 100 de kilometri. Uzinele Malaxa își propuseseră să producă undeva la un nivel de 800 de automobile pe an, un target incredibil pentru acele vremuri, având în vedere condițiile economice grele de la finalul războiului. Astfel că, din păcate, planurile de producție au rămas pe hârtie. Și roadele muncii stau trează mărturie a energiei creatoare românești, încrezătoare în viitor. Uzina a produs în jur de 200 de exemplare, asta pentru că între timp puterea de la București s-a schimbat, iar sovieticii au pus mâna pe economia românească.
Naționalizarea forțată a industriei românești a dus la închiderea fabricii Malaxa, care a fost dezmembrată și transportată în Uniunea Sovietică, cu tot cu planurile, documentația și soluțiile tehnice. Legenda spune că un oficial din URSS, generalul Brejnev, ar fi fost transportat în Sofia cu Malaxa 1 C în acei ani și că ar fi fost atât de impresionat încât anume el a devenit factorul care a grăbit și determinat mutarea uzinei la Podgorie, în Urali, cu ideea ca Malaxa 1 C să ajungă să fie produs acolo. N-a ajuns firește, pentru că doar să naționalizezi o fabrică și să-ți preiei utilajele și schițele nu e suficient, mai trebuie și ingineri pricepuți și entuziasmați de acest proiect. Tocmai această mutare a fabricii însă aștepți practic toate informațiile documentare din arhivele românești, chiar azi nu mai pare să fie supraviețuit niciun exemplar de Malaxa 1C, singurele amintiri vizuale fiind câteva fotografii. Construcția unui automobil românesc avea să aibă loc abia peste 20 de ani. În 20 august 1968, pe poarta uzinei de la Colibaș, a ieșit Dacia 1100, un model inspirat din Renault 8, o berlină cu tracțiune și motor pe spate, ce avea să fie produsă ulterior integral în România. Start în proba de inteligență tehnică și creație. Pe șoselele țării a demarat triumfal, cu un an mai devreme decât se prevedea, primul autoturism românesc. Mașina a devenit instant un adevărat succes de vânzări, pentru că a dat posibilitatea oricărui român să cumpere o mașină de familie relativ ieftină și ușor de condus.